Bună seara și bine ați venit în Piața Divertis. Începem cu un subiect de mare haz. Dacă vă amintiți, acum ceva vreme la Constanța a fost găsit dormind la volanul jeepului oprit în Dita Mai intersecția chiar președintele Consiliului Județean. Întâmplarea pare ruptă dintr-un film cu proști, în care cel mai deștept a fost chiar adormitul, iar cei mai proști polițiștii, care s-au uitat la respectivul care dormea la volan ca porcul la portocale, în loc să-și facă meseria. După reportaj, vă prezentăm și varianta noastră. Oamenii au încercat să deschidă mașina, însă ușile erau blocate, așa că s-au hotărât să spargă un geam. Oamenii legii au continuat să privească acțiunea de la distanță. Trecătorii au fost cei care au reușit până la urmă să-l scoată din mașină pe Nicușor Constantinescu. Președintele Consiliului Județean s-a trezit cu greu. Polițiștii au rămas în continuare la distanță. Despre testul pentru alcool nici nu s-a pus problemă. Ați consumat băuturi alcoolice, domnul președinte? Nu. Păi și cum ați adormit atunci? S-a făcut rău. Dumneavoastră? Am condus eu. Prietenii au venit să-l ajute pe Nicușor Constantinescu și să scape de echipa de filmare a Antenei 1. Domnul Nicușor! Domnul Nicușor, domne, o președinte jos, domne, că s-a terminat benzina, domne, de când stai la semafor. Domnul Nicușor, plimbă jeep-ul că nu ținește lanțul. Ei, domnul Nicușor, sunt eu, Vasilică. Extraordinar, eu te sun la televiziune, nu se poate, da. Alo, cacaua cu sare? Veniți, vă rog, aici, imediat! Păi, dar mor de râs! Președintele de la Consiliul Județean Constanța e doar mea la semafor în mașină. Nu-i mor, nu! Cine, eu? Eu sunt beat, recunosc, da. Dar adevărul e la mijloc, deci e mor de beat. Haideți să vă aștept cu cacaua, hai, cu camera. La revedere, cu doamna Dana. Am ajuns, am ajuns, că atenție, am ajuns. Atenție, uite-te la mine, dăm declarația. Bună ziua, sărutări de mâini lui doamna Dana. Stai, lasă pe doamna Dana, dăm declarație, spune frumos. Iubesc cine... cacaua cu sare. Cine ești tu? Ești autorul accidentului sau mortul? Eu? Da. Dar cum să fiu mortul dacă am sunat ce zi-o, dead man walking? Eu am sunat, domnule, la cacao. A, tu ai sunat. Atunci dă-te la o parte să vedem pe cine avem aici. Pe domnul Nicușor. Opa, ce surpriză! Președintele Consiliului, deschide-mi ușa! Ha! Ha! Deschide. Alo, ce faceți aici, vă rog frumos? Vă rog frumos, dați-vă de lângă proprietatea Consiliului Județean Constanța. Ia mâna de pe portieră! Nu, nu, nu. Mașina este proprietatea Consiliului, deci prima putere stă la Constanța. Sunt presa. Sunt ziarist, domnul polițist. Sunt ziarist, nu sunt infractor. Am vrut să deschid portiera să-l scot afară pe domn președinte. Bagă-ți-o... bagă-ți-o... Presa, deci presa. Bagă-ți-o frumos la loc. Așa. În buzunar, da? Da? Și acum vă rog să circulați. Nu circulăm. Circulați de eu am probleme cu circulația. Nu, 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 nu. Nu circulăm. Nu circulăm. Vă rog frumos, nu vedeți dumneavoastră ce este aici? Priviți, uitați-vă pe geam. Ce ziceți? O, să trăiți. Domne, dumneata ești ziarist și ai o deformație profesională. Dumneata, te uiți în interiorul acestei mașini și vezi un cetățean cu siguranță beat, dormind la volan, da? Așa, exact. Dar nu este așa. Dar dumneata ce vezi, domnule? Ce vezi, domnul polițist? Spune. Eu îl văd pe președintele Consiliului Județean Constanța, așa, obosit, odihnindu-se o secundă înainte de a porni la loc, la lucru, cu forțe proaspete. Atâta văd. Domne, eu nu văd nimic că sunt cu spatele. Dar vă spun un lucru. Eu cred că dumneata, dacă îi pui trombonul acum, tu plăniești de alcool, tăsru, nu minte, vorbește. Auzi, deci... auzi, dumneata, mă înveți pe mine meserie în stare de ebrietate, domnule? Tu nu știi că legea nu-mi permite? Dar de ce mă rog? De ce mă rog, domnul polițist? Spune. De ce? Pentru că etilotesterul se montează conducătorului auto care se află într-o mașină mergând. Domnul Nicușor se află într-o mașină stătând, deci nu am niciun drept pentru că legea nu-mi permite.
Deschide, domnule, poate e rău omului, poate a făcut o criză de calciu, poate a făcut o criză de inimă. Moare omul, deschide ochii. De ce vă sparg, băi, 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 vă sparg, băi, băi, te sparg la dinți, băi, vă sparg, băi, băi. Deci dacă vă sparge ăsta la dinți, nu vă lipește nici cu proxipol. Ești de la presă, lasă. Băi, te sparg, băi, pe tine, pe tine te sparg. Băi, dar nu te sparg eu ușa, mai bine, mă, că moară șeful tău și nu mai la cine să fii bodyguard, băi. Așa e, ai dreptate. Dați-vă la o parte că vă sparg, băi, dați-vă să sparg. De ce să sparg, că am cheile, băi. Dacă ai cheia, zbiri cu tine, zbiri. Stai că te sparg, băi. Ce-i ți-e rău? Ce-i cu tine, șeful? Ce-a găsit ceva? O declarație, domnul președinte, o declarație pentru presă. Vă rog frumos, vă rog frumos. Așa? Un județ de condus. Așa? Și începem ședința de... E mangă, e mangă. Domnicușor, sunteți beat? Cine eu? Da. De ce dormeați la semafor? Cine eu? Cum? Cine eu dormeam? Vă simțiți prost? Nu. Cine eu? Cine, eu? Băi, te sparg, băi, dacă e vorba pe așa, eu te sparg, băi, domn președinte, spui șeful, spui ceva, ți-e rău, mai stăm, plecăm, ce facem, șeful? Domn polițist, ăștia își bat joc de noi. Aplicați legea, puneți-i fiola, puneți-i fiola. Să-i pun fiola. Puneți-i, domnule, fiola. Acum, să-i pun fiola. Hai să vreau să-și vine reportajul ca lumea. Pune-i fiola, pune-i fiola. Nu vezi că a coborât de la volan? Acum este pieton. Pietonii România pot să circule beți cât doresc. Legea îi apără. Legea ne apără, trească legea. Legea vă apără. Nu există o lege. A încălcat legea, domn polițist, a încălcat legea. N-am încălcat nici frate. Băi, de portocale, băi, mă zrele. Mă nervează ăsta. A plecat legea. Băi, te sparg, dar cât te-am, cât am avut eu grijă de tine. Nu! Hai, șeful, să mergem. Domn polițist, ajută-mă, domn polițist, că m-a omorât bodyguardul. Băi, dacă nu erai tu cu presa ta, nu mai afla nimeni ce s-a întâmplat aici. Vrei o mână de ajutor, da? Te rog frumos, de mână. Nu, o mână de ajutor. Nu, o mână de ajutor. Omule, ajută-mă! Te-a bătut, te doare tare! Mă doare, domnule! Ce animale, mă! Vrei o gură? Ajută, nu vreau, doar pe telefon la spital! Eu? La redacție, la ziara! La redacție, eu? Aruță că m-a bătut! Eu? Băi, băi, șantajistul! Taci în gură, mă! Taci în gură, că voi jariști sunteți niște cârpe, mă! A zis domnul Gigi Becali că sunteți drepte, sunteți drepte! Nu toți, nu toți! Nu mă interesează! Cum să-ți dau eu mâna mea, măi? Uite așa, uite așa! Eu să-ți dau un picior, măi! Ia, măi, de aici! Drepte! Ai de latră în mahala! Îmi latră apă și... Hei, hei, bine, mă! Lui, 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 lui,